În acest video am angajat un antrenor de stand-off 2 să mă învețe pe mine personal să joc stand-off. Videoclipul s-a primit foarte amuzant. La început m-am prefăcut așa mai începător, mai nubuleț, ca după să-l provoc la 1v1 și să-i ard ghetele. Așa că voi nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați pe like și cel mai principal să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când postez. Eu vă las cu videoclipul, așa că vizionare plăcută! Iar acesta este comentariul episodului, așa că dacă vrei și tu să apară următorul videoclip cu comentariul tău, nu uita să faci un spam de comentarii în comentarii. Bun, băieții, hai că să-l invităm și noi în lobby pe antrenorul nostru. Bine, antrenorul meu, bă, și-a pus ăsta un nume nebun, Elfi Waikiki, nu știu de ce și-a pus acest nume, dar da. Alo, domnul antrenor, mă auziți? Oh, salut! Tu ești Softic, băiatul ăla care zicea că vrea să-l ajut să învețe să joace? Da. Eu sunt că m-am apucat și eu de stand-off acum 2 zile și să joc și eu ceva. Ah, ok, eu sunt ofițerul RC Waikiki, soldatelul de plumb și astăzi o să te învăț să joci stand-off. Sper că o să încep să joci bine în primele 2 zile maxim. Dacă o să fie mai greu, o să înveți tu pe parcurs. Stai puțin să mă uit la tine, că văd. Mamă, dar ce profil ai. Elite, cu legend. Vă place? Bă, frate, hai să spun așa sincer. Bă, toți pot să facă, mă, dacă vor să joace și au echipă. Nu trebuie să ai tactică. Tragi și din picioare dacă vrei și tot omul și câștigi. Și îmi place brelocul ăla care l-ai tu la profil. Ăla scrie 2020 sau ce scrie pe el? Da. Ăla, așa cum o... Da. Îmi place mult, mi-aș fi dorit și să-l am. Bă, păcat că eu am 7 afaceri și nu prea am timp eu de jocul ăsta, dar am să te învăț pe tine repede acum așa. Păi asta că dumneavoastră sunteți antrenorul, adică antrenați pe toată lumea și nu. Știți cum e. Păi da. Zic și noi să dăm acolo un competitiv pe sens, nu ce ziceți? Foarte bine. Ce să zic acum? A cât dă play? Știi și tu ceva reguli de bază sau abia acum ți-ai descărcat jocul? Nu, abia acum am descărcat și eu jocul, abia când, acum 5 minute. Cu 5 minute mi-am descărcat. E bine, m-am pus eu deci, la... Deci stai puțin, eu vin la tine la bază. Ok. Că nici harta asta nu cred că o știi. Bă, e frumos pe aici. E frumos, dar e învechit tot, așa, nu... Acum e cu tehnologie, cu alea, cu avioane zburătoare. Okay. Deci, primul lucru care trebuie să faci când să te joci e să mergi așa, nu mergi în față, mergi așa într-o parte, în stânga sau în dreapta. Dar niciodată să nu mergi în față așa, pentru că o să mori primul. Deci, tragi de dreapta și te uiți în față. Ai înțeles? Trag de dreapta, așa, e bine? Așa, dar ținta un pic mai jos, că o să tragi eu pe păsări și cad pe cap. Așa e, ok? Așa, da. Așa, în al doilea rând, când o să vezi un player în față, primul lucru pe care o să trească să faci, să te pui crouch. Știi să te pui crouch? Nu. Ubiți de ceva buton? Ai un buton, da, o săgeată care îți arată în jos. Ia, ăsta? Așa? Da, ăsta. Tu normal trebuia să atingi cu genunchii de umeri, dar e bine pentru început. Da, dar ăsta ce? Așa, al treilea rând, când o să vezi un player în față, pe lângă că te pui crouch, o să trească să tragi. Și niciodată nu o să tragi drept în el, o să tragi pe lângă. Și acum te rogi la Dumnezeu să îl limerești. Dacă vezi că se mișcă stânga-dreapta, îi scrie așa, te oprești. Scrii stop în chat, el o să te oprească și după aia poți să-l omori. Ai înțeles? Da, vedeți că dumneavoastră aveți tactică, nu glumă. Am tactică. Să încerc acum, eu vin spre dumneavoastră, da? Dar ți-am zis să nu mergi față. Scuzați-mă, sorry. Așa, hai. Eu vin. Așa, vă văd pe. Ia, pune-te crouch. Încearcă să tragi. Mamă, cât de șmecher ești, nebun! Mamă, a fost așa cam de noroc prima oară. Mamă... Bă, îmi place așa cum predați dumneavoastră. Cred că voi mai cumpăra cursuri, nu știu, vedem cum decurge lecția de astăzi, știi ce zic? Dacă ești cu minte și o să te abonezi numai la mine și o să cumperi numai de la mine, poate o să-ți faci o reducere de jumătate de preț. Mamă... Haideți să ne întâlnim înapoi. Și ce vreau să îți mai arăt. Da, dar stai că am uitat să-mi iau flash.
Tu ai trei tipuri de grănezi pe care poți să le cumperi. Una este smoke-ul, care poți să te camuflezi să nu te vadă nimeni. Al doilea este grenada, care poți să dai damage la player. Și al treilea este flash-ul, care orbește playerii. Te face să scoți ochii din cap. Eu, din păcate, a trebuit să omor acum ca să-mi iau flash din nou, pentru că Ia, am fost neatent. dar vă place cuțitele astea? Mi le-a dat și mie un prieten. Bă, ăsta nu cred că-s cuțite din joc, că știu că era decât un 1-2. Dar sunt frumoși ele, așa zici că poți să-mi tai unghiile cu ele, nu? Așa că m-am Da, scuțit la vor. depinde, fiecare le folosește la ce vrea. Dar Mamă, uitați-vă și au aici. culorile alea LGBT. Nu, 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 Mamă. nu, nu, nu sunt cu de alea, nu sunt. Ba da. Ia uitați-vă Asta aici un ce e? digger. Nu, 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 asta e de contrabandă, nu e bun. Te oprește poliția și te trage de amendă, nu e bun. Ea. Mamă, Asta bă, e pentru nubi. Hai a, să-l aruncăm în box nu. să... Te arunc aici cu nebun. Asta să nu ți-l cumperi niciodată, că n-ai ce face cu el. A, ok. Pentru tine ce mai mult contează pistolul ăsta care se numește USP și cu P350 ăsta. Astea trag cele mai bine. Alo. Trage mai bine și decât o armă mare. USP-ul ia dumneavoastră, da? Sau cum? Nu știu, cred că s-a spawnat din cer. Mamă, cu Doamne ajută, Nu cum știu de poți? unde. Oricum nu e bun nici ăsta, că nu-mi place skin-ul ăla, e prea așa de gay. Mamă. Nu, no, bine, hai că vă omor Acum, atunci. da, trebuie să mă omor ca să mă o să-mi ia flash. Mamă, da, sunteți chel în cap, domn, ce ați făcut, domne? M-a întruns și eu. Frizerul meu a spus că n-avea timp și cel care m-a tot lucra la o croitorie și Da, na, vă văd n-am așa avut cu timp să mă haine duc și la rupte pe frizer. dumneavoastră, nu prea asemănați antrenor, sincer. Nu, că asta e un experiment social. Vreau să văd dacă lumea Ah. chiar are încredere în mine. Ah, Bun, ok. acum că m-ai omorât, trebuie să mă duc să-mi iau un flash. Să te Bine. învăț cum să-l dai. Am eu un veric de vinde smoke-uri și flash-uri mai ieftin, dar acum e în afară și nu pot. Stai că Ma, vin acolo la îmi dai tine. ce mie Deci. contactele lui? Da. Unde ești? Păi, aici. Ce ai făcut, băiat? Ah. Deci. Nu mai trage mine, te învăț să joci și acum trage mine, șmecher. Nu, nu, nu. Ăsta dă-l vezi tu mână la mine și l-a aruncat acum pe jos. Este Stați un că nu-l smoke, văd, nu-l da? văd, nu-l văd. Ce aveți? Uite-l. Ăsta e smoke. Aha. Smoke-ul ăsta e, scoate un fum miraculos cu sclipici. Doar ca să nu vadă unii adversari. Dar tu poți să te strecori până ei, că ai și ochelari și echipamentul de protecție. Aha. Smoke-ul niciodată nu-l arunci pe jos, îl arunci pe pereți. Uite, chiar așa. Te uiți la mine? Da, mă uit. Uite, așa l-a rușit pe pereți. Mamă, și Nu un... contează unde pică, că oricum poți să te camuflezi bine, nu o să te mai vadă nimeni. Stați puțin Al să încerc. doilea, ia, Încerc și eu? să vedem. Da, mai jos, băi! Unde? Aolo! Mâncați, așa n-am făcut bine. Ai microfonul ăla și că lucrezi la Orange. Așa, al doilea lucru este acest flash, dacă puteți să-l vedeți dumneavoastră. Mamă, dar e frumos. Acesta se folosește ca să orbiți și adversarii și inamici. Primul A. lucru pe care îl faceți, îl aruncați lângă dumneavoastră, nu-l aruncați mai înainte sau după. Doamne! De pe ce mă faceți? Oh, dar nu mai țipa așa că poate îți dau bani pe Roblox. Bă, dar nu mai tu și în pula mea, ascultă-mă. Nu m-am putut Acel flash o abține. să vorbească și pe dumneavoastră și pe adversari, pe dumneavoastră, pe coechipierii dumneavoastră. Și o să fie mult mai ușor ca să-i omorâți. Și colegii dumneavoastră să nu vă fure acele kill-uri, să spunem așa. Un alt lucru pe care trebuie să-l faceți după ce omorâți adversarii, trebuie să-i lase aruncați undeva ca să nu lăsați urme, amprente și tot Mamă. felul de chestii care vă pot afecta. Deși Aveți? sunteți polițiști, nu aveți consimțământul să omorâți persoane. Da. Practic, Păi, sunteți pe cont propriu. aveți deja practică în domeniu sau? Da, am și practică în domeniu. Am mai tăiat eu niște găini prin curte la vecini, dar nu contează asta acum, să revenim la oile noastre. Aha. Hai că iau și eu flash-ul. Ăsta e? Ia încearcă și tu să dai flash-ul, dar după ce îl dai să te întorci imediat ca să nu uiți. Așa? Nu, în jos! A. Doamne, copile, așa tu ce să arunci flash-ul? Păi mi-a scăpat de ăsta de ecran în sus, așa mi-a făcut. Ce ăsta? Ăsta așa mi-a făcut. Deci, haide cu mine, fiule, să-ți arăt Da. că acum avem o altă probă. Înainte să devii un pro player, așa cum sunt toți youtuberii ăștia. Aha. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să tragi de câteva ori să faci un cerc pe zid. Un cerc? Și după,
Da, un cerc. Ia, îmi dați voi să Sau un încerc? pătrat, nu contează. Da. Hai că fac un cerc, da? Bă, dar nu mai trage de ecran când tragi. Aha. De ce trebuie neapărat tu să tragi? Ți-am spus să ții ținta în același loc și să tragi de câteva ori. Dați că încerc acum din nou, da? Dar mă pun și eu puțin la Da. distanță. Nu, că la distanță nu ai... Aolo, ai armă, dar mai bine o arunci. A, ok. Și vorbesc serios. Așa, asta nu e bună, o arunc eu la bun, de cam bun. A. Pistolul oricum e cel mai bun. Deci, vii la un perete, tragi de câteva ori în același loc să faci un cerc. La mine e Da. mai mult ou decât cerc. Da. Și primul lucru pe care trebuie să faci, trebuie să te uiți cu ținta în partea dreaptă sau în partea stângă, depinde de preferință. Și în timp ce te uiți în partea dreaptă sau stângă, trebuie să tragi spre centru și în același timp să și apeși. Cu Așa? cât gloanțele tale... Nu așa, mă, copile, stai Păi, la un locul lui. hai că încerc și eu acum, dacă e. Da, imediat o să încerci și tu. Ce să mă... Dar să știi că dacă nu faci bine, te taxezi. Mai dai Aoleu. încă 10 euro în plus. Mamă. No, bine așa Așa să că... fie. Dacă dumneavoastră știți mai bine, eu nu mă bag. Da, știu mai bine. Oricum, de la 150 de euro o să fie vreo 200, că mi-ești simpatic așa de fel. Mamă. O să Deci... mai adaug eu niște euro acolo. Deci, tragi de câteva ori, așa. Așa. Tragi în dreapta și în stânga, Da. viziunea ta. Și după, Mai așa? trage și stânga, copile. Aici. Așa. Ei. Da, e bine acolo. Așa. Acum te uiți în dreapta și în timp ce îndrepți ținta spre centru, trebuie să și tragi. Dar nu foarte... Nu, copile, ți-am zis să nu tragi așa. Aoleu. Tu ești copil de la mic, de nu știi nimic în viață. Na, Îți bă, spun ceva, tu n-asculți? Păi, vorbesc serios acum, bă, ca și de părinții tăi, așa, că te-au crescut atâția, nu? E așa cum zic eu? da, nu știu ce să zic, da. Mi se pare că sunteți deja cam răutăcios așa. Eu vă provoc la 1v1, ce ziceți? Bine, hai la 1v1 atunci. Așa, păi da, să știți că Să vedem sunt... care e mai bun. Să știți că sunteți cel mai nub, adică nu-mi place cum predați orele, na. Tot te uiți la tine așa pe că ai șapcă pe cap și spre mine să vorbești cu mine. Măcar sunt antrenor, mă cunosc sute de oameni. Am meditat și am învățat sute de oameni și tu îmi spui mie că sunt nub. No, no, bine atunci, haideți la 1v1. Hai. Haideți la 1v1. Jucăm cu pistoale sau cu cuțitul? Zic să începem direct cu pistoale, așa să intrăm în pâine, cum s-ar zice. Bine. Să-ți fac eu a treia gaură. Aolo! Aveți cu ce? Am și cuțit, am aici un pistol și nu mi-e frică să-l folosesc. Cum ai ajuns așa repede acolo? Păi, v-am venit pe mine. Nu cred. Da, te trebuie să la Sankey. Cred că e problemă cu jocul. Că Nu, nici nu v-am văzut și deja ați tras în mine. păi da, am ieșit, am tras și m-am făcut direct invizibil. Nu știu. N-are cum așa ceva. Păi da, nu Deci știu. n-are cum. E, nu. Nu, de ce vă mișcați așa repede? Nu mai văd Cine? nimic. Cine, domn profesor? Păi. Te-am văzut că te miști foarte repede. Tu ai hack, sigur. Nu. Păi, dar ați văzut că când m-ați antrenat, n-aveam. Poate ce Auzi! repede te miști și îmi dai și cap. Păi, că joc Nu, că tu bine. sigur ai hack. Pe cuvânt de cercetaș că n-am nimica. Te juri pe degetul mic? Pe ce... Nu, pe cuvânt de cercetaș. Bine. Deci, m-a Dar cu... oricum am văzut că tu mergi repede, ai tu ceva acolo, că altfel nu are cum. Nici serverele nu sunt de vină. Domnul Uite și tu profesor, cum tragi. mă acuzați pe nedrept și mă supăr. Am antrenat atâția elevi și niciunul n-a tras așa ca dumneavoastră. Păi vă dau refund la plată. Vreți să vă vin? Uite. Nei, am spus că se aruncă lângă. Ia. Oh. Încă o dată. Nu cred. Nu. Dar aveți sec. Nu se poate așa ceva, că Profesor! numai hackerii alergă așa și fuge. De zici care e viteză. Păi ne supărăm de E așa cum profesor, ne ce basta. facem aici? Că nu se poate, tu chiar ai hack. Nu, hai dă profesor pe cuvântul meu de libelulă. O să vă dau eu bani la Excelball, că am eu un veric acolo care e, nu știu, e de la șmecher oricum și Bă, o domnul să vă profesor, banez eu contul ăla. bă, dar vă zic că n-am nimică.
De-aia te miști așa repede. Păi da, te-ai deja, deci că ai trei picioare. Mă speriați deja. Doamna antrenor. Nu cred. Eu joc așa la troll. Mamă, ce bine jucați. Eu ți-am spus că sunt bun, dar bă, nu vreau eu acum să joc așa. Să vă stricați talentul. Să vă stricați da. Bă, chat, mi s-a încheiat filmarea, dar noroc că am apucat la final de meci să surprind scorul. Eu sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați și voi să apăsați pe butonașul de like, să vă abonați la canal și să apăsați pe Jingle Bells. Așa că eu am fost Softic și ne vedem data viitoare.